În această perioadă, numărul accidentelor rutiere grave și cel al victimelor rănite grav în astfel de evenimente nu a cunoscut fluctuații importante. Potrivit ultimelor statistici, prima cauză a accidentelor rutiere din primele luni ale anului ar fi depășirile neregulamentare. Accidentele rutiere reprezintă a 10-a cauză de mortalitate în lume. Cele mai multe astfel de evenimente se produc din cauza vitezei, depășirilor neregulamentare, dar și din cauza neacordării de prioritate. În primele 4 luni ale acestui an, pe drumurile din județul Mehedin s-au produs 26 de accidente rutiere grave, soldate cu 7 morți, 22 de răniți grav și 15 răniți ușor. Principalele cauze generatoare ale accidentelor de circulație au fost angajarea în efectuarea unor manevre de depășire neregulamentară, neacordarea priorității autovehiculor și traversarea neregulamentară a pietonilor. De asemenea, o mare problemă cauzatoare de accidente este agresivitatea în trafic întâlnită cel mai des în rândul tinerilor. Intersecțiile și curbele constituie elemente de infrastructură cu potențial ridicat de risc, dovadă numărul ridicat de accidente înregistrate. La un număr aproximativ egal de accidente în curbe și-au pierdut viața de peste 2 ori mai multe persoane față de intersecții.